ma appunto diverse cine se înscrie la cuvânt. Domn primar, nu doriți. Să zici de raportul consilierilor. Nu zic. Ați primit, dacă aveți ceva de comentat, întrebări, dacă nu, declar ședința închisă. Ah, scuzați. Diverse, am zis diverse și cine se înscrie? Da? A, cineva. Poftiți, domnișoară. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau doar să spun faptul că nu pot să nu-mi exprim dezamăgirea față de ce s-a întâmplat astăzi în acest Consiliu Local. Și de ce spun acest lucru? Pentru că domnii consilieri locali, și aici mă refer în primul rând la cei de la PSD, au hotărât să nu voteze și să nu dezbată punctul 10 aflat pe ordinea de zi, referitor la prelungirea contractului de locațiune pentru compania de apă, probabil din cauza faptului că ei credeau că vor fi în incompatibilitate. Mă bucur să realizez faptul că atunci când s-au votat mărirea tarifelor la apă de către compania de apă, aceiași domni consilieri au votat proiectul și l-ar fi votat cu două mâini dacă se putea, un proiect care este în detrimentul cetățenilor, afectându-le bugetul și facturile care vor fi plătite la apă pe viitor. Deși nu vroiam să menționez nimic cu privire la regulamentul care a fost retras astăzi de pe ordinea de zi, așa cum noi astăzi nu am putut vota proiectul pentru ființarea pașapoartelor, permiselor și cazierului judiciar, aceiași consilieri locali au avut bunăvoința de a adăuga în regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local următoarele articole. În timpul exercitării mandatului, consilierii locali au dreptul la 50 de cărți de vizită anual cu stema municipiului Câmpia Turzii și antetul Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii. Pe cartea de vizită se va menționa numărul de telefon de serviciu. De unde număr de telefon de serviciu? De la următorul articol. Consilierii locali vor fi dotați cu câte un laptop, slash tabletă și un telefon mobil. Deci mă bucură faptul să văd că anumite beneficii pe care nu le-ați putut obține în cadrul Consiliului Local, prin promovarea unor proiecte de hotărâre, le introduceți în cadrul regulamentului de organizare și funcționare. Astfel de articole nu au ce căuta aici, pentru că niciunde în lege nu zice că trebuie să avem dreptul la așa ceva. Deci v-aș ruga pe viitor, dacă modificați regulamentul, să excludeți aceste articole și să veniți cu proiecte de hotărâre dacă veți să aveți aceste beneficii. Domnul Mașcă. Nu vi se pare că ceva lipsește de acolo așa, de la ședință? Dumnezeu să-l așeze. Acolo sus. Haideți să trecem la ceea ce, punctul 1, ce ne interesează, poate pe noi toți, să zic așa. Toți au vorbit aici despre piața noastră care o avem aici în municipiul Câmpia Turzii. Chiar de-aia m-am așezat aici așa lângă domnul Mițchean ca să pot să vorbesc așa frumos, la masă. Vreau să spun că am umblat acum, de când am venit din Spania, prin mai multe orașe ale țării și am văzut cam cum se administrează o piață. Aici, la noi, să nu vă supărați, piața noastră, mai ales miercurea, toată e împrăștiată peste tot, așa cum n-ar trebui să fie. Dacă vine un bătrân să cumpere un sac de cartofi, trebuie să o iei de la hală până acolo pe la parc, nu știu pe unde. Multe piațe de la noi din țară sunt administrate cam altcumva. Și ăsta e tot de interes cetățenesc. Deci să fie marfa așezată pe sortimente. Eu, ca cetățean, dacă mă duc la cartofi, de acolo să găsesc numai cartofi.
Dacă mă duc la roșii, să iau numai roșii. Dacă mă duc la castraveți sau etc. mai departe, să fie pusă pe sortimente. Și asta rezultă că și un control se poate face mai ușor și mai organizat, dacă vrea să-l facă cineva. Mă înțelegeți? La marfă și la cetățean, dacă are actele necesare. Nu umblă dintr-un capăt în altul. Asta e una. Punctul 2. La lactate sau la fructe. Fructele iară să fie pe sortimente într-o linie unde să știe omul că cumpără numai fructe. Hai să fiu scurt. La hala de brânzeturi vorbesc. Acolo de ce nu poate să fie în linie brânzeturi, în linie lactate, unde se vândă lactate, apoi mai este urdă și ce știu mai ce, să fie organizate așa pe sortimente în linie. Bun, dar ce vreau să spun? Domnul Bașca, numai o secundă. De ce face omul ăla care are și brânză, și lapte, și urdă, aduce și ca... Ce face omul ăla? Aduce încă 5 oameni ca să vândă numai brânza și... Cum? Cum face? Sau cartoful care are și cartofi și varză și... Ce face omul ăla? Păi dacă e piață, asta are interesul cetățeanului. Poftit. Nu în interesul lui să-și facă manevrele. Dacă vine la piață, atunci să vie... Domnul Bașcă, domnul dar nici Bașcă, în bajocuri să vorbiți. Vă rog să vă controlați. Sunt oameni care muncesc pământul, sunt agricultori din câmpia și din comunele arondate, care vin să-și vândă rezultatul muncilor. Nu le stabiliți noastră, v-am mai spus a doua sau a treia oară vă spun acum, nu le stabiliți noastră nici prețul, nici modul în care să-și vândă marfa. Și o vând cum vor ei, că-s privați. Dar se vândă... Da, mi se pare că bătaie de joc ce faceți dumneavoastră aici la primele două puncte. Nu, nu e bătaie de joc, să fie organizat. Domnul președinte, vă rog, o singură întrebare. Bun. Vă rog frumos, domnul Bașca, spuneți-mi unde ați văzut ei castraveți cu castraveți roșii. Da, uite, spuneți-mi, dați-mi un exemplu, vă rog, că mă duc și eu să văd unde. Hai să merg la Sibiu, la Brașov, media. Aha, dați, viniți cu mine. În alte părți. Viniți cu mine. Am fost la Sibiu, am fost la Brașov, am fost. Dar unde ați văzut morcov? Eu mă bucur că venind din Spania, ați trecut prin Sibiu și prin Brașov. Bravo. Am fost acum. Vă rog frumos să nu vă bateți joc. Vă rog frumos dacă veniți. V-am mai spus. Vă rog să veniți cu probleme reale și nu cu bășcău aici. Vă rog, asta nu e interesul public. Dacă care lăsați... interesul public, domnule, să nu-i lăsăm pe oameni să-și vândă produsele? Ba, îi lăsăm, dar nu organizați. Dar cum? Vă rog să-mi dați veniți aici la bășcău. Cum să se organizeze? Ca să fie cartofii la cartofi și roșiile la roșii și brânza la brânză și nu vreți și... Dați soluție dacă are omul 5 sortimente. Ce face? Dați soluție. Domnule președinte, dacă vă rog frumos să-mi permiteți. Piața din Câmpia Turz este structurată conform prevederilor legale, în sensul că legea zice foarte clar, producătorii sunt producători, comercianții sunt comercianți, produsele de natură animală sunt într-o parte și așa mai departe. Piața agroindustrială este în altă parte. Eu cred că ne pierdem vreme aici ascultând. Hai să reluăm și să nu fie luată în bășcălie producția omului ca să se vândă organizat față de cetățean. Dumneavoastră faceți bășcălie de oamenii care muncesc pământul. Până aici trecem pe alte. La produsele astea lactate încă se vinde lapte la sticlă. Dumneavoastră cumpărați lapte la sticlă de acolo din piață. Vă dați seama de pe unde e sticlele alea. Păi acum hai să fim oameni. Vă dați seama de pe unde e sticlele. Eu vă recomand să reclamați la DSV. Uitați, eu vă recomand să reclamați la DSV. Faceți, vă rog, o plângere acolo, bine? Nu la Consiliul Local nu poate amenda. DSV-ul poate amenda, faceți plângere acolo. Păi eu n-am venit aici să amendeze. Eu am venit aici să ne organizăm, să dispară. Dumneavoastră nu aveți ce organiza în primăria Câmpia Turzii. Se organizează primăria chiar. Vă mulțumesc. Nu-i nimica. Pentru asta trecem la alt punct.
dacă nu-ți luat în considerare așa și îmi bat joc pe aici. Municipiul Câmpia Turzii n-are nici o toaletă publică. Asta acum vă rog, domnul președinte, spune dumneavoastră unde știți o toaletă publică în Câmpia Turzii. Acum când s-au adunat ședința aici, când a venit la ședință aici, a fost un autocar în față aici și oamenii întreba de o toaletă. Eu n-am zis nimic, am dus. Nu, acum fac bășcărie. Dar nu în parc este? Poftiți? În parc este? Ce este în parc? Întrebați pe domn primar dacă este. Ce mă întrebați pe mine? Ce? Întrebați-l pe Șandru, că vin Șandru din partea de acolo și au zis, rugați-vă să mergeți la central. Acolo, către aia din autocar. Dar să-l întrebați pe Șandru. Bun. Treceți și pe asta. Îmi pare bine că am ajuns la punctul ăsta ultimul, că domnul primar a avut invitați din partea poliției. Dar era foarte bine dacă avea un invitat și din partea armatei, sistemul militar de aici, de la Luna. Că e vorba de acei bani care vin de acolo din partea armatei pentru mediul toxic și pentru zgomotul ăsta aviatic care ne conturbă pe noi la cap, pe aici, prin Câmpia Turzii. Banii ori vin în primărie, dar parcă numai acolo e zgomotul. Deasupra primăriei, deasupra cetățenilor, nu. Banii ăștia au trebuit alocați, zice lumea, nu eu. Și pe urmă, dați înspre public, înspre cei care suportă mediul toxic și zgomotul aviatic. Nu se meargă înspre două grădinițe, că două grădinițe aveau surse din alte parti pentru reparații. Nu la grădinițe. Și acum pe lumea asta, pe cetățeni, îi interesează de când se încasează bani, dacă se încasează și acum, unde îs, cine manevrează și de ce nu merg înspre cetățeni. Asta îi ar trebui să vorbească cineva acum. Că treaba asta nu a fost pusă niciodată pe ordinea de zi. Și s-a ținut problema asta ascunsă. Până acum când noi, vă câțiva, am găsit, unii am găsit și ne interesează problema asta. Vă rog, vă mulțumesc mult. Mulțumim. Altcineva, vă rog, domnul Lisa. Că s-a terminat cu intervenții la punctul de vers, aș vrea, domnul președinte Vituș, să acceptați scuzele mele pentru limbajul folosit într-o ședință anterioară. Accept. Am de primat, vă mulțumesc și sper că anul acesta toți consilierii să aibă parte de tratament egal la anul trecut, au fost să fac consilieri evitați, când i-a fost zilele de naștere și sper că anul acesta să... Poate nu am evitat, cine știe, nu mai zic mai mult. Mulțumesc! Aceasta declară ședința.